Așezarea geografică, Europa și România. Spațiul românesc și spațiul european. Cât de mare este Europa? Aproximativ 2% din suprafața Terei este ocupată de Europa. Aceasta are o suprafață mică în comparație cu celelalte continente ale Terei, iar populația sa este relativ redusă numeric, adică 11% din populația lumii. Continentul se întinde între latitudinile nordice de 71 de grade și 36 de grade sudice și între longitudinile de 10 grade vestice și 68 de grade estice. Dar teritorii care aparțin geografic și politic de Europa se găsesc și dincolo de aceste coordinate, în special insulele aparținând țărilor cu trecut colonialist. Continentul începe cu munții Ural din Rusia, care definesc granița estică a Europei cu Asia. Granița sud-estică cu Asia nu este definită în totalitate. Munții Ural sau râul Emba pot servi ca granițe posibile. Granița continuă cu Marea Caspică și apoi cu creasta munților Caucaz, sau alternativ cu râul Cura din Caucaz, și apoi către Marea Neagră cu Bosforul, Marea Marmara și strâmtoarea Dardanele, completează granița asiatică. Oricum, unii geografi cred că granița sudică a Azerbaidjanului și Armeniei cu Iranul și granița estică și sudică a Turciei cu Siria, Irak și Iran este granița dintre Europa și Asia din motive politice și culturale. În sud, Marea Mediterană separă Europa de continentul african. Granița vestică este Oceanul Atlantic, dar Islanda, care este situată mult mai departe decât cele mai apropiate locuri din Africa, este de obicei inclusă în Europa. Între aceste coordonate, Europa acoperă o suprafață de circa 9,2 milioane de kilometri pătrați, fiind al șaselea continent al lumii după Asia, Africa, America de Nord, America de Sud și Antarctica. În Europa se regăsesc un număr fluctuant de state. Pe harta Europei există în momentul de față 50 de state independente și un singur teritoriu dependent, neautonom și cu statut special, și anume Gibraltarul, care este dependent de Marea Britanie. Așezarea României pe glob este importantă pentru că ne ajută să înțelegem o serie de fenomene geografice, cum ar fi clima. Așezarea geografică a României face ca clima să fie temperat continentală. În concluzie, România este situată la intersecția paralelei de 45 de grade latitudine nordică cu meridianul de 25 de grade longitudine estică. În ceea ce privește așezarea României în Europa, România se află în partea central-sud-estică. Elementele geografice care definesc România sunt următoarele: Carpații, pentru că două treimi din lanțul carpatic se află aici, Dunărea, străbate 1075 de km pe teritoriul nostru, Marea Neagră, prin litoralul de 234 de km. Din această cauză o să întâlniți și expresia Carpato-Danubiano-Pontică. Suprafața totală a României este de 238.000 de kilometri pătrați, plasând-o astfel pe locul 12 după suprafața teritoriului imediat după Marea Britanie și în fața Belarusului. Pe de altă parte, în ceea ce privește populația României, este de aproximativ 19 milioane de locuitori, astfel clasându-ne pe locul 10 în Europa, în urma Poloniei, dar în fața Olandei. Vecinii României sunt Ucraina la nord, Bulgaria în sud, Republica Moldova și Ucraina în est, Marea Neagră în sud-est, Serbia la sud-vest și Ungaria la vest. Nu uitați să vă abonați dacă apreciați munca depusă și doriți astfel de episoade în continuare.